Ce înseamnă starea de bine? Ce înseamnă să te simți bine? Când te trezești dimineața, când ai chef să te trezești dimineața, când nu vrei să stai numai în pat, când știi că te așteaptă niște lucruri și ești bucuros să duci să le faci, când te bucuri de un ceai, când te bucuri să uiți peste geam, să vezi coșițoarele afară. Asta înseamnă să fii bine tu cu tine. Asta înseamnă starea de bine. Sănătate mentală, în general, termenul ăsta e destul de recent și noi încă n-am înțeles și nu ne-am obișnuit cu el. Oamenii cred că, de fapt, când ai probleme grave de neurologice sau psihologice, ceea ce nu e adevărat, sănătate mentală este pur și simplu tu să fii bine, să te simți bine. Este important să înțelegi că ai o problemă, probabil asta e primul pas, să înțelegi că ai o problemă și că ea poate fi rezolvată. Ai înțeles că totuși ai nevoie de ajutor și ai nevoie de un specialist. Unde te adresezi? Intri pe cum te simți azi MD, iar aici găsești soluții pentru sănătate mentală mai bună. Un specialist aproape de tine, în 40 de centre de sănătate mentală care sunt repartizate în toată țara. De exemplu, Călăraș. Ai aici o adresă, ai un număr de telefon în care poți să suni să te programezi la un specialist absolut gratuit. Alo, bună ziua! Am nevoie de o consultație la un psiholog? Suntem obișnuiți că atunci când ne doare ceva, să ne adresăm unui specialist. Când ne doare stomacul, mergem la gastrolog. Când ne doare inima, mergem la cardiolog. Nu știu de ce atunci când ne doare sufletul, pur și simplu răbdăm. Fă un prim pas, mergi la un psiholog care te poate ajuta. Nu o să rezolvi toate problemele deodată, dar măcar ai să înțelegi ce ai. Întreabă-te în fiecare dimineață, cum te simți azi? Și dacă nu ești ok, mergi la un specialist, la un psiholog care te poate ajuta. În Călăraș, Centrul Comunitar de Sănătate Mentală se află în fosta policlinică. Haideți să vedem unde anume. De multe ori întâmpinăm aceste situații de genul că mi-este rușine să apelez la un specialist din domeniul sănătății mentale, de ce să merg la medicul psihiatru, nu sunt nebun, sau de ce aș avea nevoie de psiholog care să-mi dea niște sfaturi. Nu e adevărat. Noi specialiștii nu dăm sfaturi. Noi venim cu rezolvări, noi venim cu soluții pe să înțeleagă persoana ce se întâmplă, primele semne ce țin de interpretarea tulburării de sănătate mentală, ce se întâmplă cu noi, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Printre primele semne ar putea fi lipsa de energie, imposibilitatea de a ne relaxa, insomniile, lipsa poftii de mâncare, nu ne mai plac lucrurile care le făceam mai înainte, activitățile la lucru nu ne mai reușesc, întâlnim greutăți și dificultăți în a crea relații cu oamenii, socializăm cu mult mai puțin sau deloc, apar careva gânduri de vinovăție. Pentru a obține un rezultat este nevoie, în primul și în primul rând, de timp și răbdare. Nu poți să obții un rezultat la specialiști din domeniul sănătății mentale aici și acum, într-un minut sau în 40. Este nevoie de mai multe ședințe, independență de problema cu care se ciocnește persoana. Bună ziua! Bună ziua! Caut cabinetul psihologului. Mulțumesc! Mulțumesc.